Bună ziua și bine ați venit la cea de-a patra ediție a forumului Academia Ectra. Cum să producem mai mult, cu mai puține resurse, în contextul Pactului Verde European. Suntem onorați să avem alături de noi astăzi, invitați de marcă, specialiști din domeniul afacerilor în agricultură, care să vină să vă răspundă aceste întrebări. Pentru că despre Pactul Verde European s-a vorbit deja, atât din punct de vedere legislativ, cât și din punct de vedere al limitărilor și provocărilor care o să le avem. Dar cred că e foarte important și cu noi toții credem că este foarte important să încercăm să vă propunem câteva direcții de gândire, de analiză, pentru ca să ne pregătim pentru viitor și să vedem ce opțiune avem de a contrabalansa problemele pe care le întâlnim în cultură, în legislație, în resurse limitate, cu oportunități de a ne crește profitabilitatea, de a ne crește productivitățile și, de ce nu, de a ne crește veniturile într-un mod nou, inteligent. Forumul nostru de astăzi va fi împărțit în trei părți, trei paneluri. Urmează în curând domnul Robert Arsene, de la RAR Management, după aceea doamna Cristina Cionga de la APPR, de la Asociația de Producătorilor de Porumb, după aia domnul Vlad Macovei, partenerul nostru, care reprezintă Asociația Forța Fermierilor, și după aceea domnul Lucian Buzdugan, care reprezintă firma Aldahra, o mare fermier în Europa. Aș vrea să pornesc de la conceptul și principiul jocului cu sumă zero, paradigmă economică. Cineva sigur pierde și cineva sigur câștigă. Pe noi ne interesează din punct de vedere economic. Este economia globală și cea națională, cea românească, astăzi un joc cu sumă zero? Până de curând, lumea așa considera că pentru ca cineva să câștige, cineva trebuie să piardă. Pentru că atunci când ai doi concurenți pe un post, doar unul este angajat. Pentru că dacă vrei să faci bani pe bursă, să cumperi și să vinzi în câștig acțiunile, cineva probabil că va trebui să piardă. Este oare astăzi economia mai e valabilă și viabilă ca un sport sângeros? Câștigătorul ia totul? Și se pare că nu. Pentru că noi nu putem genera o creștere durabilă, o creștere, o prosperitate pentru toată lumea, atunci când economia se concentrează doar pe câștigător sau pe perdant. Și atunci soluțiile pe care noi trebuie să le gândim ca umanitate trebuie să găsească la această provocare o nouă paradigmă, o nouă abordare, astfel încât redistribuirea câștigului, redistribuirea succesului să aibă sens dintr-un alt punct de vedere. În momentul de față, problema mediului pare a fi un joc cu sumă zero. Trebuie mereu să ne punem întrebarea, vrem locuri de muncă sau vrem să protejăm mediul? Vrem reglementare versus să stimulăm producțiile? Trebuie să ne gândim că pentru a nu ajunge într-un joc cu sumă zero, în care să avem perdanți și câștigători, trebuie să revizuim modul în care interacționăm între noi și cu mediul. Și să recunoaștem că condițiile și procesele ecosistemelor naturale în care facem parte și noi și restul speciilor din această planetă, toate aceste procese și ecosisteme contribuie la susținerea și la împlinirea vieții noastre ca oameni. Și când realizăm acest lucru, vom încerca și vom reuși să găsim soluții care să creeze un model nou economic, sustenabil și care să fie centrat pe valorile de mediu, nu ca o piedică, nu ca o impunere, nu ca o blocaj, ci ca o valorificare a capitalului pe care îl generăm împreună pentru viitor. Sper ca ceea ce reușim să discutăm și să prezentăm aici să nască nu doar întrebări, ci posibile soluții la nivelul fiecăruia. Cererea care a crescut în ultimul deceniu, în deceniul precedent, la cereale cu circa 2% pe an, se estimează a scădea către 1-1,5% în următorul deceniu. Deci, în continuare, o cerere, dar cu rată mai scăzută. Pe plan global, principalii jucători, și aici am considerat discuția doar pentru grâu și porumb, care evident și pentru România sunt principalele culturi, evoluția este în linie cu ceea ce se întâmplă cu piețele de producție, respectiv de consum. Dacă e să vorbim de grâu, Uniunea Europeană, din punct de per ansamblu, din punct de vedere al grâului,
rămâne un producător major de grâu, în același timp producția de grâu, în special în vecinătatea Uniunii Europene, în Ucraina și în Rusia, a crescut foarte mult. De asemenea, China și India fac progrese semnificative. Prin urmare, situația la exporturi, la grâu, se mișcă continuu, astfel încât, practic, Rusia, de fapt, de câțiva ani, a devenit un exportator fundamental, important, alături de Statele Unite pe scena mondială. Ca exemplu, doar anul trecut, Rusia a produs 85 de milioane de tone de grâu, din care a exportat 39 de milioane, în timp ce Ucraina a făcut 25 de milioane de tone și a exportat 17 milioane de tone. Ca și idee, România, practic, e un exportator în jurul a 3-4 milioane de tone în bazinul Mării Negre. E un jucător important, dar diferența este semnificativă de competitivitate. Potențialul de creștere al producției de grâu și a exporturilor de către Comunitatea Europeană înclină foarte mult către această zonă a Europei, deci către România, Bulgaria, respectiv vecinii noștri, Ucraina și Rusia. La porumb, situația este diferită, în condițiile în care Uniunea Europeană este un jucător major de producție, dar consumă ceea ce produce, respectiv trebuie să importe în fiecare an, mai ales țările din bazinul sudic. România are, să spunem, privilegiu și evident că poate să trebuie să fructifice această poziție ca fiind primul producător deja și exportator de porumb din Comunitatea Europeană. Concurența imediată din partea Ucrainei are un impact semnificativ asupra cererii și evoluției prețurilor în piața românească. Au crescut per total suprafețele cultivate cu oleaginoase și respectiv leguminoase și e de prevăzut, mai ales sub umbrela noilor schimbări de reglementări, respectiv noul CAP, respectiv presiunea Green Deal-ului, orientarea către creșterea suprafețelor, în special cu leguminoase, dar și oleaginoase. Dacă ne uităm pe ultimii 15 ani, constant producția agricolă în România a crescut, organizarea și dezvoltarea practicilor agricole la nivelul fermelor din România au reușit să aducă o producție de undeva de la nivelul standard de 15-16 milioane de tone pe an către un 34 de milioane de tone. Dar, în același timp, numărul fermelor care produc și care participă în acest circuit, în esență, astăzi vorbim de circa 19-20.000 de ferme, care exploatează undeva la 80% din suprafața arabilă și produc mai bine de două treimi din volumul producției de cereale și oleaginoase. Costurile medii pentru o fermă de talie în undeva între 600 și 1000 de hectare, care aplică în general tehnologii moderne. La porumb am socotit porumbul neirigat. Ne uităm la o creștere, practic, în ultimii 5-6 ani, o creștere constantă a costurilor de producție undeva între 27 și 35%. Responsabilii principali de această creștere a producției, atât la grâu, a costurilor de producție la grâu și la porumb, sunt în principal creșterea costurilor cu forța de muncă, costurile energetice și, nu în ultimul rând, costurile cu materialul genetic. Profitabilitatea fermei, în schimb, a reușit să acopere această creștere de costuri datorită creșterii randamentelor la hectar. Noua arhitectură ne propune noi condiționalități, o condiționalitate cu un nivel ridicat de ambiție, care va fi obligatorie pentru toți fermierii care doresc să acceseze plăți în pilonul 1 sau 2. Ecoschemele sunt un instrument nou care depășesc nivelul actual al condiționalităților și sunt opționale pentru fermier. Totuși, fermierul este foarte probabil că va fi extrem de interesat să le acceseze. Suma alocată în pilonul 1 poate să fie semnificativă. Dacă puteți să ne spuneți câteva idei și câteva oportunități care vor fi ca
venituri viitoare pentru fermieri. Din punctul de vedere al APPR-ului, suntem conștienți că a venit momentul în care, fără a schimba practicile agricole, fără a le adapta, nu putem continua. Este în interesul nostru, care suntem deopotrivă producători de hrană, dar și consumatori și generațiilor următoare, dar de toate demersurile acestea făcute în scopul înverzirii, creșterii ambiției de mediu și climă, combaterii efectelor schimbărilor climatice, nu se pot face decât cu instrumente adecvate, cu compensări financiare și care poate să conserve competitivitatea globală a producătorilor români și europeni. Ecoschemele sunt foarte importante, mai ales pe pilonul 1. Noi suntem cea mai tânără asociație din România în zona, evident, mediu asociativ al organizațiilor pentru fermieri. Ne luptăm pentru a avea un PAC 2021-2027 fără prea multe riscuri pentru fermieri, pentru fermierii noștri, pentru membrii noștri. Preferăm să fie foarte multe oportunități și cât mai puține riscuri. Sunt câteva direcții interesate care sunt menționate ca o direcție spre agricultura verde, ceea ce ar însemna, să zicem, Green Deal. Primul este că Comisia încurajează fermierii români să se orienteze către plantele proteice, în special soia. La nivel de lucrări, este evident că lucrările minim invazive ale solului, accentul pus pe perdelele forestiere, și aici este nevoie de a reglementa din punct de vedere al legii ce înseamnă perdele forestiere. Cum informăm fermierii despre oportunitățile agriculturii ecologice, chiar și pentru cultura mare? România să găsească un echilibru între protejarea investițiilor deja făcute în fermele mari și consolidarea care s-a obținut în fermele mari, care trebuie menținută pentru că fermele mari mențin profitabilitatea și, până la urmă, eficiența agriculturii românești, trimit în piață mărfuri și așa mai departe, și dezvoltarea acestei zone de ferme de familie, să zicem așa. Eu consider că termenul e un pic imprecis în anumite direcții, dar să zicem zona de ferme mici și mijlocii, adică până la 500 de hectare în echivalent cultură mare. Asociația Mulțumesc. Forța Fermierilor se implică pentru a găsi răspunsuri și pentru a oferi soluții pentru ca membrii noștri să obțină toate lucrurile despre care am vorbit aici. Domnul Lucian Buzdugan, senior advisor la Aldahra, vă va vorbi despre acele investiții inteligente în ferma viitorului care vă pot aduce productivități. Bună ziua, Dan! Bună ziua, dragi prieteni! Mă recepționați, da? Da, vă auzim, vă rog! Da. Este o mare bucurie să fiu astăzi alături de dumneavoastră, de toți colegii mei, să putem discuta un subiect atât de interesant și de necesar, adică să producem cât mai mult cu costuri cât mai reduse. Vom vedea care sunt principalele, trebuie să vedem principalul obiectiv și anume este acela că va trebui să practicăm o agricultură durabilă, bazată pe protecția mediului. Mediu însemnând apă, aer, sol, animale și biodiversitate. Nu vom putea, părerea mea personală, să investim fără să ținem cont de aceste cerințe, pentru că am fi contra, ca să zic așa, contra curentului. Ce aș recomanda? Deci, pentru cei care pot, și în mod special pentru fermele de familie sau fermele mici, este să se treacă la formele organice, pentru că în perioada următoare, în seziunea aceasta următoare, vor fi foarte mulți bani alocați pentru conversie. Iată, deci, care ar trebui să fie investițiile recomandate pentru aceasta. Mașini, tractoare, combine cu consum redus pe unitatea de suprafață sau pe tonă. A reduce doza de pesticide cu 20-25% numai prin tratarea apei utilizate,
ca diluant, e un lucru foarte, foarte simplu, pe care vi-l recomand, extinderea utilizării biostimulatorilor. E un lucru fantastic, adică cu costuri foarte mici, așa, să realizezi creșteri de 10-15% de producție. Deci iată cum putem maximiza cu cost foarte, foarte redus. Eu cred că biostimulatorii pot intra ca element tehnologic obligatoriu. Eu cred că soia trebuie pusă pe primul loc și următoarea cultură trebuie să fie lucernă.